Bine v-am regăsit. Vreau să vă prezint o mască heliumată pentru sudură și polizat, pe care am cumpărat-o acum ceva timp și pentru care nu mi-am găsit timp să fac și o prezentare. Este o mască de la Intensiv. Sincer să vă spun, prea multe lucruri despre marca asta nu știu, dar cred că e ceva un pic mai bunicică. Am avut o mască, probabil că m-ați mai văzut cu ea prin alte clipuri, ceva de genul ăsta, așa, una mai neagră. Era o chinezărie pe care o cumpărasem și eu de pe OLX, dar a început să cam facă figuri. Nu știu dacă acumulatorul era de vină sau altceva, dar am văzut-o pe asta pe un site și am zis să-mi cumpăr o mască nouă. Este modelul, cred că ăsta de aici este. Da, scrie și pe cutie Transformers. Hai să vedem un pic dacă se vede cam ce specificații are. Filter size, deci alea sunt dimensiunile filtrului. Switch time de la 1 până la 2500 s-secunde, probabil. Așa, power supply, solar cells, lithium battery. Comutator on-off, automatic, doi senzori, sensibilitatea este ajustabilă, deci poate fi folosită și la polizat. Low power indication, deci indicator de descărcare a bateriei, să-i spun așa, are. Dimensiunea ecranului, a vizorului, hai să-i spunem așa, 100 x 50 de milimetri. Delay time, deci se poate regla timpul de deschidere între 0,2 și 0,8 secunde. Ajustabil, baterie schimbabilă. Ok, deci se poate lucra de la minus 20 de grade până la 70 de grade și are o greutate de 520 de grame. Hai să vă arăt și cum arată. Nu am folosit-o până acum, de asta este încă în folia asta de plastic. Să vedem ce au înăuntru, un fel de manual, îți arată cum se montează filtrul, suportul ăsta pentru cap și alte câteva chestii. Uite, îți spune pentru ce sunt butoanele alea, potențiometru și așa mai departe. Da, e o chestie care trebuie citită pentru că mai diferă de la una la alta. Hai să vă arăt cam cum arată. Deci este un model așa, cu un robot din ăsta. Mi-a plăcut modelul care este imprimat pe ea. Cred că are o folie de plastic sau ceva, ca un fel de scotch lipit, nu cred că e vopsit imprimat. Are o, ca o peliculă, da, se și observă pe aici. O peliculă cu acest desen. Sper numai să nu se cojească de la soare. Deci, vizorul acolo, celulele alea solare sunt aici de reîncărcare. Hai să vedem așa ce funcție are și cum. Da, deci ăsta este un regulator, să zic așa, cât de luminos și cât de întunecos să facem display-ul ăla. Are un suport de cap cu un reglaj, se apasă așa în jos și se strânge sau se lărgește în funcție de cât de mare aveți căpățâna. Ok. Un geam protector acolo care se poate schimba de aici. Hai să văd dacă reușesc să vă arăt un pic și înăuntru cum este. Deci aici avem un butonel, un regulator
Delay scrie pe el minim și maxim. Da? Deci cu ăsta se poate regla cât de repede să se deschidă filtrul după ce am terminat operațiunea de sudare, în funcție de cât de sensibil avem și noi ochii fiecare. Ați văzut, după ce am sudat, încă mai rămâne acolo foarte, foarte aprins zona sudată și de aici se reglează cât de târziu, să zicem, vrem să se deschidă filtrul. Mai are un butonel aici, test. Apăsăm pe ăsta, dar nu știu unde apare. Unde apare, la ce nivel sunt, de fapt este că e una singură bateria încărcată. Și mai avem aici regulatorul ăsta pentru sensitivity, scrie aici. Sensitivity, asta din câte știu la cealaltă veche, aici reglează sensibilitatea cu care să se închidă filtrul ăsta la lumină. Am probat-o așa la soare, să văd și eu cum se comportă, și ce îmi place la ea este faptul că nu se închide la soare. Foarte rar se mai închide, dar mai puțin de o secundă, pe urmă se deschide. Și asta e o treabă bună, pentru că altfel la soare nu prea aș fi putut suda foarte bine. Și aici mai are un căpăcel de unde se desface, se dă jos chestia asta și se umblă la baterie sau ceva, că nu am desfăcut-o până acum. Da, exact ce, nici m-am uitat în carte, dar știu de la masca veche, scrie și aici, pentru ce este potențiometrul ăsta sensitivity, pentru reglarea sensibilității în funcție de procedeul de sudură, la maxim și în paranteză pentru sudură TIG-WIG cu amperaj redus, și la o poziție medie pentru aproape toate celelalte procedee, pe urmă potențiometrul ăsta delay, exact cum v-am spus și eu, pentru a întârzia timpul de comutare, pentru a elimina razele strălucitoare și așa mai departe, exact cum vă spusesem și eu. Și da, sunt câteva informații elementare, în special pentru cine cumpără pentru prima dată o astfel de mască, să știe cum se folosește și cum se reglează toate setările alea. Atenție, cei care cumpărați prima dată o astfel de mască, vedeți că are aici pe ecranul ăsta, pe geamul ăsta, are o peliculă, trebuie dată jos, desfăcută. Că și eu la prima mască n-am știut că trebuie desfăcută și nu știam de ce nu se vede. Pe urmă mi-am dat seama că scrie pe ea, că trebuie dată jos, dezlipită de acolo. În rest, eu am pus-o așa pe cap, stă destul de bine. Chestia asta, suportul ăsta, nu e cel mai calitativ așa, dar funcționează, îmi fac treaba cu ea. Și o să o vedeți la lucru când o să mai sudeți câte ceva, că oricum pe cealaltă nu mai am și nu mai am ce folosi, așa că o să o folosesc pe asta, dacă tot am luat-o, și sper să fie bună, să-și facă treaba. Da, ca aspect așa, mie mi-a plăcut. Am vrut ceva mai de bad boys, așa să zic, între ghilimele. E o chestie, un design plăcut, interesant. Mai aveau și alte variante aici, pe motiv așa american, cu flăcări, cu toate nebunile, dar mi-a plăcut mai mult modelul ăsta cu robotul ăsta, ce naiba e pe desenul acolo. Da, de prezentat, v-am prezentat-o, de văzut la treabă cum funcționează, o să mă vedeți cu ea prin alte clipuri, când o să mai sudez câte ceva. Altceva, în momentul ăsta, nu știu ce să vă spun despre ea. Uite, asta era pelicula aia de care vă spuneam, o arată și aici. Chiar scrie, dar dacă eu n-am văzut, când am avut prima mască, trebuia să-mi spună, să aibă gură. Ok. Păi, atât și pentru clipul ăsta. O să ne reauzim destul de curând la un alt clip. Până atunci, să aveți chef de treabă și numai bine.